Vă rog să vă prezentați și să-mi spuneți care e problema. Numele meu este Natalia. Așa, începem de la început. Ceva timp în urmă, am procurat casa la țară, locuind în comuna Băcioi, apartamentul fiind cu două odăi, avem trei copii, avem nevoie de spațiu. Ne-am mutat cu soțul la țară. Am Deci, cumpărat o fiind în casă. municipiul Chișinău, suburbie. Da. Da. Ne-am mutat la țară, adică spațiu mai mult pentru copii, avantaje, ca la țară. Având ca vecinii, am început construcția ca la țară, la casa nouă, adică lucruri pe afară, temporar, mai pun din când în când muzică, adică la o boxă, nu atât de puternică, în limite, o oră, două pe zi, poate, nu în orele la Și nu prânz, când noaptea, când e vremea de liniște, da? Nu, 10, 11 sau poate 2, 3 după masă, când am copil micuț și când îmi permite, că nu pot să cânte muzica non-stop. Vecini, adică nu toți, un singur vecin, numele este Gumeniuc Nicolae, fost polițist avocat, cu 2 ani urmă am apelat la serviciile dumnealui, neștiind că vom fi vecini. Și ceva n-a Bine, mers bine relația avocat-clientă? nu știu ce Probabil. a mers, cum a mers, parcă ne-am înțeles bine, dar când am ajuns la judecată, la proces, m-am prezentat singură. Adică nu mi-am prezentat interesele la proces. A plecat, nu știu, cauza a fost pandemia, care a fost cauza, nu știu, dar m-am prezentat singură la proces. Și nu v-a Bine, pe... spus pe el la Uniunea Avocaților, n-ați avut conflict. Nu, am lăsat situația să meargă, să decurgă de la sine. Și cu câteva luni în urmă, adică am devenit vecini. Întâmplător. Așa, întâmplător, da, neștiind. Bine, nu l-am cunoscut din start. Am început ca la casa la țară. Am conectat apa, am conectat lumina, am conectat internet, ce a mai fost necesar. De la bun început, dumnealui cu pretenții, cu careva neclarități, permanent trebuia să pun punct undeva. Bine, s-au mai stupat, nu ne-am certat, soțul a plecat, am rămas eu acasă cu trei copii. Și a început să spun așa, un coșmar pentru mine. Au fost câteva amenințări, spun așa, sau preveniri, că va chema poliția, va chema poliția. Bine, dar este muzica nu atât, nu exagerată, adică niciun vecin nu s-a plâns. Nu sunt unica vecină care ascultă muzică. I-am spus, bine, o oră, două, adică eu cât pot, cât îmi permit, dar este în limită, este o boxă micuță, nu este atât de mare. Vineri, 1 septembrie, am dus copiii la școală, am venit cu ăsta micuț, am intrat în casă de acum prânzul, să-l adorm, să-l hrănesc, în fine, treburile prin casă. Mă trezesc la ușă cu primarul satului, asistența socială și doi polițiști, dintre care securistul nostru. Au intrat direct la ușă, n-au bătut la poartă. Au intrat în ogradă, nu, au intrat în ogradă. Bine, Tamponare de am ieșit. domiciliu, cam ilegal. Și care era motivul? Pentru că e muzică? Da, dar nu cânta muzică, adică în genere, vineri nici nu am conectat-o deloc, categoric. Abia am venit acasă cu copilul. Deci pentru plângerile mai vechi. Da, s-au plâns pentru ceva mai anterior. Am ieșit la poartă, am răspuns la întrebări, au spus că bine, bine, ok. Ne-au spus care sunt motivele și copiii îi deranjează că se joacă în drum sau în ogradă și așa mai departe. S-au dus, eu am intrat în casă, au venit ceilalți de la școală, i-am hrănit, iarăși primesc un apel de la domnul primar, Tudor Țurcan. Trimit mașina după dumneavoastră, vă rog să vă prezentați la primărie. Zic ok. Mi-am luat piciul, am plecat la primărie. Au trimis mașina de poliție. M-am dus la primărie, am intrat în primărie, am intrat în cabinetul primarului, s-a închis ușa. Am spus și eu câteva cuvinte ce am dovedit să spun. M-au luat la rost, l-a amenințat. În ce fel l-a amenințat? Cu ce? Începem în felul următor. Polițistul de sector, Gorea Oleg, a fost coleg de clasă cu soțul. Au avut anterior, cum? Ca copiii la școală, ca anii studenției, ca... Au fost ofensat cândva undeva de soț. Și acum se răzbună. Vecinul, avocat și fost polițist, se răzbună pe dumneata. Polițistul
fost coleg cu soțul, să răzbună pe soț. Eu am spus că nu am încălcat nicio lege. Zic, arătați-mi în care articol este indicat că nu am dreptul să ascult muzică în ograda mea. Adică eu vin de la apartament, am ascultat și acolo muzică în limite oarecare. Nu, și vă amenință cu ce? Cu amendare sau cu ce? Așa, începând cu securistul, mă amenință că mă vor alunga din sat, se ocupă de mine. Că îmi va tăia ajutoarele sociale, care nu le-am primit, m-am adresat și nu le-am primit, că se va ocupa de mine. În ce dar mod? Cum să vă alunge din sat? Să vă facă viața infernală ca să vreți să plecați sau în alt fel? Într-un fel oarecare, da. Prima dată când m-am adresat la dumnealui, a mers o mașină, o doamnă din sat cu viteză exagerată. Ne-am adresat să intervină ceva, că copiii sunt în drum. Doamna are mai multe încălcări. Și mi s-a spus că copiii nu au dreptul să se joace în drum, să țin copiii acasă. Asta e cam adevărat. Da, dar sunt lângă, adică eram și eu și soțul la poartă, nu erau copiii singuri. Eram noi. Uh-huh. Copiii nu se joacă în drum, copiii trebuie ținuți acasă. Bine, dar eram cu ei, adică veneam din ospeție, stăteam de vorbă cu o vecină, noi eram singuri, eram de vorbă copiii lângă noi. Și a sărit soțul în fața mașinii, că venea cu viteză, a văzut. Este periculos oricum. Bine, am fost noi vinoveți, la copii nu dăm voie în drum, am pus zăvorul la poartă, ținem copiii în ogradă, mai vin alți copii, se joacă în bătută, în balansoar, ca copiii sunt gălăgioși. Este o problemă pentru ei că copiii fac zarvă. Până la urmă v-au amendat sau doar v-au amenințat cu amendă? Nu, doar m-au amenințat. Mm-hmm. Acum trecem la domnul Gominiuc. Când am apelat la dumnealui, a fost din prima căsătorie, am avut divorț. Dumnealui mi-a prezentat interesul până într-un final, nu l-a mai prezentat. Fostul polițist acum, care e acum avocat. Da. Și care mi-a spus da, că ține legătura cu fostul soț și îmi va lua copiii, adică îl va ajuta, se va apuca și el de mine să rămân fără copii, să ceva de genul, adică noi pe 18 septembrie avem judecată. Poate de asta nici nu s-a prezentat la proces acum, că îl apără pe celălalt client. Eu fi plătit mai mult, sau? Păi cine știe? Dacă nu și-a făcut datoria de avocat, există o explicație. Asta îl descalifică. Tot ce este posibil. Și amenință că vă ia copiii. Da, adică că îl va ajuta pe fostul soț, mă va vinde într-un fel, adică în paranteze va... Din informațiile care le deține dumnealui, adică fostul soț, am impresia că adică ei chiar țin legătura, chiar sunt careva informații care au fost transmise. Iarăși acest domn avocat în ghilimele, cu o săptămână, două săptămâni în urmă, eu nu am fost acasă, am fost în oraș, în Chișinău, și-a permis la vecină să intre cu toporul în ogradă. Fiind ziua de naștere a fetei, cu 15 ani, adică ora 4 ziua, și-a permis să intre cu toporul în ogradă. Și iarăși nu este... Tot pe motiv că făceau zgomot? Da. De ce cântă muzica? Da, deci el are problemă cu zgomotul, nu cu dumneavoastră anume. Da, cu zgomotul. Trebuie să se ducă la medic, nu la primar și la polițistul de sector. Nu știu unde să meargă. Am mers și eu la polițistul de sector, am spus că vreau să depun și eu o plângere. Mi-a bătut cu picioarele în poartă, mi-au insultat copiii, că sunt needucați, că ceva de genul, adică ne-au presiunea asta psihologică permanentă, au careva... Bine, ok, ne întoarcem înapoi. Când am venit aici, muzica nu cânta, că nu dețineam măcar nici energie electrică, nu a fost. Au fost permanent careva neclarități. De ce conectăm apa? Cum conectăm? Cum se conectează energia? Cum internetul? Adică permanent a avut careva pretenții la noi. Am încercat acum să depun și eu plângere. De ce îmi bate în poartă? De ce îmi insultă copiii? Polițistul de sector, Oleg Brega, nu mi-a primit, cer scuze, Oleg Gorea, nu mi-a primit cererea. Puteți să o trimiteți prin poștă și atunci e obligat să o examineze. Puteți să o trimiteți la poliția raională. Nu, bine, municipală, că sunteți în municipiu, nu raion. Bine, acum, la moment, suntem în comuna Ratuș. Păi nu înțeleg. Asta se întâmplă la Băcioi sau la Ratuș? La Ratuș. Acum se întâmplă la Ratuș. Noi am trăit la Băcioi. Când prima dată m-am adresat la și domnul Gominiu. Și bătutul în poartă, unde s-a întâmplat? Comuna Ratuș, raionul Telenie. Deci în Priuleni, raion, la poliția raională scrieți.
trimite scrisoare recomandată și vor fi obligați să examineze. Tot acolo puteți scrie și plângere că polițistul sector n-a vrut să ia plângerea. Ok. Dar adică am sunat la comisariat luni, vineri, de cum după masă. Dar n-am zis dovadă că ați sunat la comisariat. Comisarul poate să promită orice și după aceea să zic când. Da, dar mi s-a spus așa, să, nu are rezon să mergem aici, că va primi doar o mostrare, adică nu va primi nimic categoric. Domnul sectorist, domnul Oleg Gorea. Va fi doar o mostrare atât. Mergem cumva undeva mai departe. De acum așteptăm să vină ziua de mâine. La Inspectoratul General de Poliție sau chiar la Ministerul de Interne, da. Scrieți plângeri și o să se examineze. Și iată așa, mediatizați cazul. Eventual, dacă sunați, măcar înregistrați discuția să vedeți ce vă răspunde dispecerul sau comisarul, dacă vorbiți cu inspectorul șef. Ok. După ce s-a finisat toată neînțelegerea asta în cabinetul primarului, la urmă toate am fost trimise pe jos acasă, la 1,5 km. Sectoristul strigă în gura mare că după ce îmi spune că mă ocup de tine, lasă că te învăț eu minte. I-a spus șoferului cu mașina de serviciu să nu vină să mă aducă, să merg pe jos, că iau, adică o chemare au. Ca pedeapsă, da. Da, ca pedeapsă cu copil micuț. N-ați fost cooperantă. Da, nu, eu am scos telefonul și am sunat la 112 automat să depun plângere pe domnul Oleg. Asta mă tare ce l-a enervat pe dumnealui. Pentru că v-a intimidat sau ce motiv ați avut chemați 112? Da, că a început să strige că se ocupă de mine, să nu strig vocea, adică ridica vocea la mine, eu încercam cumva, copilul plângea, eu cu copilul în brațe, încercam cumva, adică să ridic și eu vocea, că nu eram auzită nici într-un mod oarecare. Și a venit echipajul 112 sau n-ați reușit să vorbiți cu dispecerul? Am vorbit, au spus că să mă prezint la comisariat. Am înțeles. Am telefonat, dar au spus că să merg mai sus, că la noi la raion nu are rezon, că adică cum va fi scrisă, va fi aruncată undeva în arhivă sau nici înregistrată nu va fi. Da, am înțeles. Deci de asta vreți să mediatizați cazul, să afli că sunteți hărțuită de vecin, de primar și de sectorist în biroul primarului. Deci da, desigur. Un conflict de interese. Polițistul trebuie să acționeze separat, primarul trebuie să acționeze separat. Și în concurență, nu așa împotriva unui om. Bun, am înregistrat discuția, plângerea, cazul dumneavoastră. Sperăm să se rezolve neapărat mâine, sesizați IGP, eventual mai puteți să scrieți o plângere penală dacă credeți că faptele polițistului de sector, ale fostului polițist care acum e avocat și ale primarului, sunt penale. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și pentru încredere. Nu mai știu unde să mă adresez, că este strigător la cer. Ținem legătura și mediatizăm ori de câte ori e necesar. Bine, vă mulțumesc frumos. Rezistați. Putere. Mulțumesc.